Bine ați revenit. Acum o să discutăm despre cum configurăm storage folosind Virtual Machine Manager 2012. Vom face o trecere în revistă a funcționalităților de management de storage. Bineînțeles, Virtual Machine Manager poate prelua informații de pe hosturi despre storage-ul care este alocat pe fiecare dintre acele hosturi și asta e o primă metodă. Dar instalând anumiți provider, o să vedem că se poate conecta la anumite tipuri de storage și poate pe de o parte să citească configurația acestora și pe de altă parte poate face unele operații cum ar fi crearea de lunuri. Și despre asta am propus să discutăm în această prezentare. Deci o să discutăm despre cum instalăm un provider pentru storage, așa numitul Smith provider. Și, pe urmă, cum putem să-l folosim pentru a face managementul storage-ului din consola de SCVMM. Mai întâi vom discuta despre API-urile pentru gestiunea de storage disponibile în SCVMM și, pe urmă, în particular, despre providerul Smith pentru iSCSI. Am văzut într-unul dintre modulele anterioare faptul că avem un iSCSI target inclus în Windows Server. Și de asemenea, Microsoft a făcut disponibil acest Smith Provider pentru a face managementul iSCSI targetului folosind VMM. Dacă ar fi să discutăm tipurile de suport pentru storage management, ar fi următoarele. În primul rând, putem avea, de exemplu, providere VMI-based. Acestea de obicei sunt oferite de către vendori și necesită instalarea providerului în Windows și poate fi gestionat prin intermediul Windows Management Instrumentation. Asta e de obicei specific pentru anumite tipuri de storage mari și nu o să discutăm acum în prezentare despre acest lucru. Mai ales că ele sunt vendor specific, deci depind de implementarea vendorului respectiv. Și atunci poate că sunt mai dificil de configurat pentru că nu respectă un anumit set de task-uri standard și de configurări standard. Ce mi-am propus eu să discutăm este această secțiune de Windows Standard Based Storage Management Service, care folosește provider de tip SMIS, Storage Management Initiative Specification, respectiv un grup de lucru din care face parte Microsoft și mai mulți vendori de storage, prin care ei își propun să asigure interoperabilitatea între console de management pe de o parte și storage-urile fizice pe de altă parte. Deci s-au gândit și au, să zicem, definit acest protocol bazat pe XML și în spate, bineînțeles, folosim și VMI, dar bazat pe XML și care să asigure interoperabilitatea cu storage-uri produse de diversi vendori, deci să asigure un set de comenzi unitar, dacă se poate. Și despre asta o să vorbim, luând ca exemplu Smith Provider-ul pentru iSCSI, pentru că pe ăsta l-avem la îndemână. Dar o să vă prezint și alte tipuri de storage care au acest tip de provider, deci bazat pe Smith. Și de asemenea, Virtual Machine Manager poate accesa funcționalitatea de Storage Spaces din Windows Server 2012, care ne permite să cumulăm volume de storage din surse diferite și să facem Storage Pools, iar apoi să alocăm spațiu din acel Storage Pool pentru a crea volume logice. Toate acestea sunt după aia expuse prin Windows Storage Management API și, bineînțeles, putem face configurările din consola de SCVMM sau din alte aplicații de management, inclusiv din File Server Manager disponibil în File and Storage Services din Windows. Deci asta ar fi arhitectura de management pentru storage, tipurile de interfețe suportate. Acum, dacă discutăm în particular despre Smith Provider pentru iSCSI, avem următoarea arhitectură. În partea stângă avem iSCSI target-ul, care controlează o serie de volume. Bineînțeles, astea sunt implementate ca VHD-uri în implementarea de iSCSI target de la Microsoft. Avem un set de command letter de PowerShell cu care putem face
configurarea iSCSI targetului și asta bineînțeles că se putea face, dar de asemenea există un SMIS provider, Storage Management Initiative Specification, care se instalează separat. Deci a trebuit să downloadez de la... De fapt, asta se găsește pe kitul de... În particular, se găsește pe kitul de SCVMM, în kitul de instalare. Și l-am instalat chiar pe target. În general, un SMIS provider nu se instalează pe serverul de SCVMM decât în cazuri excepționale. Deci, de obicei, el se instalează chiar pe target sau dacă nu e posibil, de exemplu, targetul este, de fapt, un device hardware, atunci se pune pe un alt server din infrastructură, deci ca să putem gestiona mai departe storage-ul respectiv. Pe partea de SCVMM avem acel API numit Microsoft Standard Based Storage Management Service, deci un serviciu și cu API-urile de management corespunzătoare. Funcționalitatea, bineînțeles, e expusă către consolă în PowerShell, astfel încât pentru configurările efective să folosește PowerShell. În cazul ăsta nu e expusă pentru a instala providerul, deci pentru a specifica faptul că avem un provider de SMIS aici, o să vedem că a trebuit să dau un set de comenzi PowerShell care să-i spună lui SCVMM că de fapt există acest provider și să facă configurările necesare. După aceea, el este vizibil în consolă și toate informațiile colectate de pe targetul respectiv vor apărea în consolă, dar configurarea inițială se face din PowerShell și o să vedeți imediat seturile de comenzi pe care le-am dat. Trebuie de asemenea să spunem că SCVMM-ul suportă două categorii mari de storage, acum la versiunea SP1, pentru că asta vine de la capabilitățile noi oferite de Windows Server 2012, care în plus față de block storage care era suportat și până acum, și asta înseamnă că am storage-uri care expun lunuri către hosturile de virtualizare, fie prin Fiber Channel, fie pe iSCSI sau prin conexiuni SAS. Deci în afară de block storage, mai avem și posibilitatea să stocăm VHD-uri pe file storage, folosind SMB 3.0. Și asta înseamnă că putem folosi fie servere de fișiere bazate pe Windows Server 2012 și să ținem VHD-urile pe aceste tipuri de storage, și de asemenea, dacă vor exista implementări de tip NAS storage, Network Attached Storage, care să implementeze protocolul SMB 3.0, bineînțeles, că fără de asta nu putem avea, de exemplu, Shared Nothing Live Migration, atunci și acestea vor putea fi folosite. Adică să ne imaginăm niște device-uri de tip NAS care suportă protocolul SMB 3.0 și care sunt, de fapt, folosite pe post de file server, dacă ar fi să le luăm așa. Condiția este să aibă SMB 3.0. Pașii tipici pentru configurarea de storage în SCVMM ar fi discovery. Asta înseamnă că sunt interogate device-urile respective pentru a citi configurația, ce pool-uri de storage sunt acolo create, logical unit numbers, deci să putem citi configurația unui storage existent. Și în general, dacă există o implementare de provider SMIS, partea asta ar fi obligatorie, adică măcar să pot interoga configurația, ca după aia să pot aloca pool-urile alea deci lunurile alea de storage către diverse mașini virtuale pe care le creez. După care clasificarea, asta îmi permite o abstractizare a storage-ului, adică eu când voi crea o mașină virtuală, voi putea să spun, nu vezi că mașina asta virtuală trebuie să fie pus pe storage-ul X, care este de la producătorul HP sau Dell sau EMC, ci voi spune, această mașină virtuală se va afla pe un storage de tip Silver. Da? Ce înseamnă Silver? În spate, eu spun exact fizic care dintre storage-urile pe care le gestionez cu SCVMM-ul intră în această clasificare. Dar e, dacă vreți, o abstractizare, astfel încât când voi configura un cloud și voi asigna resurse de tip cloud către business users, să nu-i specific storage-ul fizic pe care el va putea crea mașini virtuale, ci să-i spun, voi putea crea mașini virtuale pe storage de tip Silver. Și ce e în spatele acestei abstractizări este treaba mea, pentru că eu nu vreau să
ca resursele din data center să fie vizibile către utilizatorii de business. În sfârșit, lucrurile pot diferi de la storage la storage, pentru că nu neapărat funcționalitățile respective sunt implementate, dar ar fi de dorit să putem face și provisioning, adică să putem crea lunuri folosind capacitatea disponibilă pe storage-urile respective și după aia să le prezentăm către Hyper-V host sau clusters. Și asta depinde de implementarea de provider pe care o avem. Și să alocăm după aceea lunurile respective la hosturi, host grupuri sau hosturi în cluster. Și în sfârșit, în momentul când am terminat de folosit cu un storage, să putem să-l și decomisionăm automat. Deci astea ar fi categoriile de funcționalități sau de task-uri care intră la configurarea de storage în SCVMM. Și bineînțeles, astea depind de funcționalitățile oferite de providerul în cauză. Pentru unele vom avea numai discovery și classification, pentru altele vom avea full toate seturile de task-uri disponibile. Aici vedeți o listă cu tipurile de storage arrays care sunt suportate în momentul de față de către SCVMM, adică pentru care există provider. Asta e de fapt condiția, să existe un provider de tip SMIS, implementat de obicei de către furnizorul respectiv de storage. Și vedeți aici, de la Dell, de la EMC, de la Fujitsu, HP 3PAR, diverse modele, HP P2000, P6000, P9000, IBM, NetApp, Hitachi, deci astea ar fi câteva exemple de modele de storage. Aici vedeți protocolul pe care să face accesul din punctul de vedere al hosturilor. Deci ai SCSI sau Fiber Channel, modelul de firmware de la care e suportat. Dacă SMIS providerul este de tip proxy, adică voi avea undeva un server care să intermedieze această comunicație, sau este embedded chiar în modelul respectiv de storage și atunci îl pot interoga direct, să zicem, din SCVMM. Și în sfârșit, număr maxim de array-uri și alte caracteristici. Deci asta e o listă care am preluat-o de pe un blog de la Microsoft, în care explicau cu ce modele au lucrat și există providers. Deci în momentul când ne punem problema să gestionăm storage-ul automat cu SCVMM, ar fi bine să ne uităm la această listă. E probabil că asta să se actualizeze periodic. În momentul în care vreau să folosesc file server shares pe post de storage, respectiv suportul de SMB3.0, pașii corespunzători ar fi să adaug serverul respectiv în consola de SCVMM. În momentul când fac acest lucru, SCVMM-ul se conectează la serverul în cauză și descoperă share-urile care sunt, enumeră share-urile care sunt disponibile pe acel server. Pot de asemenea să creez file share-uri noi pe serverul de fișiere respectiv și pot să asignez share-ul către un host sau un cluster. Și atunci VMM-ul va modifica permisiunile pe share, astfel încât să dea permisiuni hostului de Hyper-V sau nodurilor din cluster să se conecteze la acel share și să creeze VHD-uri. Deci, practic, managementul automat de file share-uri folosite pentru stocarea de VHD-uri de mașini virtuale. Acum să vedem ce ar însemna să configurăm un storage astfel încât să fie gestionat de către SCVMM. Primul pas ar trebui să adăugăm un storage provider. În cazul ăsta vom adăuga un SMIS provider pentru iSCSI Target. Și pe urmă vom putea face celelalte operații, să vedem proprietățile storage-ului, să adăugăm pool-uri, să creăm lunuri și să vedem ce alte operații mai sunt disponibile acolo. Configurația se face în PowerShell, deci cel puțin adăugarea providerului, dar după aia informațiile vor fi disponibile în consolă. Înainte de a face acest lucru, am instalat SMIS providerul pentru iSCSI Target pe serverul care găzduiește targetul de iSCSI, în cazul meu pe DC1, deci pe serverul care are configurat iSCSI targetul.
Primul pas este să citim de la consolă credențialele unui cont. Deci punem într-o variabilă niște credențiale pe care le citim din linia de comandă de la consolă și eu am folosit credențialele de administrator de domeniu. După care creăm un Run as Account care să fie folosit specific pentru conexiunea către iSCSI Target. Din nou, fiind iSCSI Target pe Windows, vedeți aici, New Secerun as Account, cu nume iSCSI Run as și credențialul pe care l-am introdus mai devreme, deci practic contul de administrator de domeniu, iar rezultatul l-am pus într-o variabilă ca să-l folosesc mai târziu. După care adăugăm storage provider-ul. Este comanda admin-sec storage provider. Cu minus name aici trebuie să specificăm numele providerului Microsoft iSCSI Target Provider, cu run as account-ul care l-am definit mai devreme și cu computer name-ul pe care se află target-ul și cu parametru adsmis vmi provider, adică îi spun că ăsta e un provider de tip SMIS. Și ăsta este comandletul care îmi permite să adaug providerul în SCVMM. În continuare, aș fi putut face restul operațiilor în consolă, dar haideți să vedem cum se mai poate face în PowerShell, că tot suntem aici. Pot să văd atributele storage-ului. De exemplu, într-un array, aduc informațiile folosind get-sec-storage-array, -name dc1. Și aici, practic, voi putea interoga ulterior, de exemplu, pentru a vedea ce storage pool-uri sunt definite pe array-ul respectiv, folosesc notația array.storagePools. Asta ar însemna că accesez proprietatea storage pools de pe obiectul array. Trebuie să ținem cont că la PowerShell lucrăm cu obiecte, deci avem fiecare de obiect are proprietăți și metode. În cazul ăsta, proprietatea storage pool este de asemenea multivalue, pentru că va întoarce o listă de storage pool-uri care sunt configurate pe array respectiv. După care obținem pentru a vizualiza adăuga pool-urile de pe iSCSI target în VMM, pe ca să fie gestionate de VMM. Vedeți aici, folosesc comandletul get-sec-storage-pool cu parametrii iSCSI target, numele serverului și partiția pe care se află acestea și punem într-o variabilă de tip pool. De asemenea, vedeți că creez un nou storage classification. Asta e pur și simplu un label care îl voi atașa la storage-ul respectiv și îl punem și pe ăsta într-o variabilă. Iar pe urmă adaug storage pool-ul în VMM folosind comandletul set-sec-storage-array. Să adauge storage pool-ul pe care l-am specificat mai devreme. Informațiile din storage-array și storage classification cu clasa silver care am definit-o puțin mai devreme. Și în sfârșit, aloc storage pool-ul către un host group, deci set-sec storage pool, cu numele storage pool-ului pe care le iau din variabilă și cu vm host group-ul pe care îl citesc cu folosind get-sec vm host group și îi dau ca parametru -name și string-ul care descrie numele host group-ului. Deci asta ar fi alocarea storage pool-ului ca să fie folosit de către host group-ul corespunzător. Și în sfârșit, comenzi pentru crearea unui logical unit number. Folosesc new-sec storage logical unit cu un nume, de exemplu iSCSI 1, dintr-un storage pool pe care l-am păstrat în variabilă, deci numele respectiv în variabilă și cu dimensiunea discului în megabytes. Pentru a aloca L1 către un host group, iarăși folosesc set-sec storage logical unit cu parametrul L1 host group, da, pe care iarăși îl specific cu get-sec vm host group după nume. Și în sfârșit fac o comandă get-sec vm host cu parametru -computer name, numele hostului și îl aduc într-un obiect de tip host.
Asta este un obiect complex care are foarte multe proprietăți și care descrie, de fapt, serverul de Hyper-V. Și, în sfârșit, fac register-sec storage logical unit cu LUN-ul și hostul. Deci asta ar fi alocarea LUN-ului respectiv către un host. Rezultatul va fi, și o să vedem imediat lucrul ăsta în consolă, că la secțiunea storage voi vedea iSCSI target-ul, voi vedea LUN-ul nou creat, în cazul ăsta a fost iSCSI 1 și pe lângă el mai sunt și celelalte două LUN-uri care existau deja pe iSCSI target și care le-am configurat într-o sesiune anterioară direct din iSCSI target când am încercat să facem cluster. Și după care pot face configurări suplimentare, pot să creez LUN-uri din consolă, deci o să vedem toate lucrurile astea imediat în demonstrație. Deci haideți să facem o trecere în revistă cu ce informații avem aici. În primul rând am o clasificare de tip Silver și pot crea o nouă clasificare. Vedeți că o clasificare e doar un label, o etichetă pe care o asignez unui tip de storage. Și mai să zicem aici Platinum. Așa, deci e un alt label și pot ulterior să-i atașez storage dintr-un alt storage pool. Aici vedeți că la clasificarea Silver am iSCSI target-ul și dacă mă uit aici la Properties, vedeți informații despre storage pool-ul respectiv, care e capacitatea totală, cât e alocat, cât e folosit și așa mai departe. Și de asemenea, aici pot să văd, de exemplu, logical unit number-ul. În cazul ăsta este chiar cel care l-am creat eu. Are o dimensiune mică, asta are numai un giga, deci l-am creat așa de test. Și aici pot crea new logical unit. Asta înseamnă că fac clone la LUN-ul respectiv. Deci asta ar fi o utilă la o operațiune de copiere între servere. Bun, și în sfârșit aici pot specifica initiator addresses ca să pot configura securitate, respectiv ce iSCSI initiators să pot conecta la acest host. Eu pot crea LUN-uri care să fie folosite fie de către la acest LUN, scuze. Eu pot crea LUN-uri care să fie folosite fie de către hosturi, dar de asemenea și LUN-uri care să fie folosite de mașinile virtuale și atunci pot prezenta acest LUN către un inițiator dintr-o mașină virtuală. Deci în mașina virtuală voi configura iSCSI initiator și mă voi conecta la acest LUN. Și atunci pot specifica aici IQN-ul inițiatorului respectiv ca să știu cine are voie să se conecteze la el. Deci astea sunt tipuri de operații care le pot face pe LUN-urile create aici. Și aici mai jos vedem providerul care a fost instalat. Nu sunt multe informații, doar că este funcțional. Avem informații de conexiune și vedeți că providerul este instalat chiar pe serverul target, iSCSI target, și se folosește un anumit runners account pentru autentificare cu providerul respectiv, deci accesul e autentificat. Și mai jos aici vedeți storage array-urile și pool-urile disponibile sau gestionate pe acel provider. Toate astea au fost configurate în PowerShell. Pot vedea aceste array-uri și separat, deci vedeți că am array-ul de pe DC1 cu o anumită capacitate, disponibil prin iSCSI Storage Provider și la fel pot să mă uit aici la proprietăți, de exemplu dacă se folosească snapshot și storage pool-urile disponibile. Eu am ales și am configurat din PowerShell să gestionez doar volumul E, pentru că discul C este sistemul de operare și nu se pun de obicei, să zicem, LUN-uri pe discul C. Deci de obicei este un volum separat. Dar dacă vroiam, puteam să specific aici că și acel, să zicem, acel disk logic poate fi folosit pentru a
stoca lunuri, deci VHD-uri, pentru că ele sunt implementate ca VHD în SCVM. Dacă sunteți curioși cum arată, să zicem, un lun creat de către SCVM, dacă merg aici în DC1 și merg pe discul D, vedeți că am un director iSCSI Virtual Disk în care sunt cele pe care le-am creat eu manual din consola de iSCSI Target, deci de la File and Storage Services, deci sunt cele trei discuri de câte 100 de giga. Dar chiar în rădăcina discului C, vedeți că am alte VHD-uri și astea au nume de GUID. Deci astea au fost create și gestionate de către SCVMM. Haideți să mai facem un volum ca să vedeți cum se desfășoară operația. Deci creez de aici un logical unit pe iSCSI target-ul și storage pool-ul pe care l-am la dispoziție. Să zicem că îl voi numi, nu știu, iSCSI 5. Și dimensiunea în gigabytes o să punem numai 10, pentru că acolo mai sunt, cred că, vreo 50 disponibili. A, nu, 100 disponibili, dar să facem unul de 10 giga. Bineînțeles, chestia asta se putea face și în PowerShell, deci cu storage pool ID, pe iSCSI target-ul corespunzător și fac new SC storage logical unit cu dimensiunea și descrierea. Așa, și în continuare el va proviziona logical unit-ul respectiv, încă face alocarea, deci trebuie să facă refresh, pentru că el acum accesează prin SMIS provider-ul. Providerul îi spune lui iSCSI target să facă lunul și să raporteze înapoi. Și vedeți că a raportat, am creat un iSCSI lun de 10 giga. Și dacă merg acum pe DC1, observați că a mai apărut unul aici. Da? Deci, nu, ăsta ultimul, scuze. Deci, practic, a mai creat un VHD, pentru că în iSCSI target, de fapt, lunurile sunt implementate ca VHD-uri. Ok, asta a fost partea de configurare de storage și ideea de bază este să putem configura din consolă lunurile respective, deci să le prezentăm către hosturi și după aia, în momentul în care creăm un template de mașină virtuală și o să merg puțin la library, la un VM template, sau era la service template, imediat să ne uităm, la tipul de storage, la Windows Server și aici pot specifica clasificarea, asta vreau să vă arăt. Deci pot să-i zic, ok, acest template de mașină virtuală, dacă îi fac deployment, automat se va duce pe un storage de tip Silver. Și în felul ăsta pot automatiza, în momentul când expun acest template de mașină virtuală către tenants, către chiriași, și le dau voie să facă mașini virtuale folosind acest template, în spate, ei când vor crea o nouă mașină virtuală pe baza acestui template, în spate se va plasa automat pe unul din lunurile asociate cu clasificarea de tip Silver. În felul ăsta fac o abstractizare a storage-urilor fizice, deci SAN-urilor și a lunurilor existente, astfel încât să nu-i să-i confuzionez pe cei care creează mașini virtuale. Ok, pe ce storage vreau să-mi plasez mașina virtuală? Nu e treaba lor, pentru că ei nu trebuie să vadă infrastructura fizică, nu trebuie să vadă fabricul. Ei specifică o anumită clasificare și asta e în funcție de capabilitățile care le-am specificat în cloud, în alocarea de resurse pe care am făcut-o pentru ei. Deci asta este, de fapt, obiectivul final pentru configurarea automată de storage, ca în momentul în care se vor crea mașini virtuale să fie plasate automat pe o anumită clasificare de storage. Și asta va fi realizată de către SCVMM, adică se va uita ce hosturi au acces la storage-uri din
lunul din clasificarea respectivă și doar acele hosturi vor fi selectate ca pentru plasarea mașinii virtuale. Ok, acum să revenim la slide-uri. În sumar am văzut ce tipuri de storage pot fi gestionate de către SCVM 2012 și avem storage-uri gestionate până provider de tip VMI, numai că aici capabilitățile și implementările diferă. Și am văzut de asemenea că este preferabil să avem storage-uri care suportă SMIS provider, pentru că asta ne asigură un set de comenzi unitar pentru managementul storage-ului. Și ați văzut că în spate, de fapt, se folosește, deci e expusă de fapt funcționalitatea ca PowerShell, dar în spate se accesează SMIS provider-ul care este instalat fie pe serverul target, cum a fost în cazul nostru pe target iSCSI server, sau pe un alt server proxy, să zicem un intermediar între serverul de SCVMM și host. Nu se recomandă instalarea providerului chiar pe serverul de SCVMM. Ok, pentru resurse suplimentare, vă recomand blogul echipei de produs Windows Server, unde sunt discutate capabilitățile din Windows Server 2012 în ceea ce privește storage pools și mai ales partea de SMB 3.0. Există de asemenea și documentație detaliată pe TechNet. Pe urmă, există documentație despre cum se poate face deployment de mașini virtuale stocate pe file share-uri. Și dacă sunteți curioși să vedeți ce e cu inițiativa Storage Management Initiative Specification, există grupul de lucru SNIA legat de SMI, deci Storage Management Initiative. De fapt, ce se întâmplă acolo este că ei se întâlnesc periodic, fac așa numitele plugging bootcamps, adică practic unii vin cu consolele de management, alții vin cu storage-ul și încearcă să le conecteze împreună. Și verifică dacă interfețele corespund și dacă ce au implementat ei într-adevăr este compatibil. Și asta e o inițiativă din care face parte și Microsoft, dar și alți furnizori de soluții de management și, bineînțeles, producătorii de storage-uri, astfel încât să asigure interoperabilitate. Ok, mulțumesc foarte mult și acum vom lua o mică pauză, după care continuăm cu următoarea prezentare.